Acțiune de mare amploare a autorităților statului din județul Gorj, astăzi în satul Poiana din comuna Turburea. Numai puțin de 99 de oameni au fost depistați muncind fără forme legale la construirea unui parc fotovoltaic. Privat, ok? Ok, privat, ok? Tam je hranice pozemku. Jestli chtějí, já jim to ukážu. Așa s-au purtat cu jurnaliștii patronii societății care se ocupă de construirea parcului fotovoltaic din satul Poiana, comuna Turburea. Aceștia au refuzat să comenteze situația. Ce să vă spun? Ce să faceți? S-a întâmplat, aplicați. Vă rog frumos să ieșiți afară acolo la proprietate personală. Hai, vă rog să te părăsiți zonă, hai. La primărie. E proprietate privată, hai, vă rog frumos. Plecați. Vă lasă, n-aveți dreptul să intrați. Nu mai filmăm, mă. Nu mai venim, mă. Hai, pleacă. Acolo ești. Listen to me. Do you speak English? Yes. You are on a private land. In this moment, you will go from security part to the end. If you want to speak with anybody, you will be the first to ask. Okay? Why is here the police? Go to the end. If you want anything, at the first you will come privately to ask if we want to speak with you. Understand? It's an international law. Go. La fața locului au venit zeci de polițiști și jandarmi pentru ca cei găsiți la lucru să nu părăsească zona. Mai multe echipaje de la Inspectoratul Teritorial de Muncă au efectuat verificările și au întocmit liste cu persoanele identificate. Lucrătorii găsiți astăzi la muncă au declarat că au venit să dea o probă de lucru pentru a se angaja, dar nimeni nu semnase vreun contract. Nu am început de muncă, ce să... Azi eram în școlarizare. Veni azi dimineața ca să ne arate dacă suntem în stare să strângem o piuliță pe un jur. Și de unde ați venit? De unde sunteți? Din Florești. A, de aici, din Florești. Da, 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 da. Aproape. Și azi e prima zi. Da, da, da. Venim să vedem despre ce e vorba și să eventual o probă de lucru. Nu am început. Șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă, Gorj, George Romanescu, a condus ancheta și a precizat că este cel mai mare caz de muncă la negru depistat pe teritoriul județului Gorj. Ce ați găsit? A fost depistate 99 de persoane care desfășurau activitate fără forme legale de angajare la o societate care aveau panouri solare, montau panouri solare. Din primele declarații și fișa identificare care a fost completată de salariați, acești au declarat pe răspundere că nu au semnat contract individual de muncă. Urmează că angajatorul să prezinte, a fost invitat să prezinte la Inspectoratul Muncă Gorj, urmând ca după aceea să dispune măsuri legale în consecință. Ce se va întâmpla? Va urma și un dosar penal? Din declarațiile respectivelor persoane care au fost depistate la acest loc de muncă, a declarat că nu au semnat contracte de muncă. S-a făcut o verificare în care s-a văzut că nu sunt aceste contracte individuale de muncă registrate la Inspectoratul de Muncă Gorj. Dacă acest lucru este adevărat și dacă nu vor avea formalități legale, angajatorul riscă închisoarea într-un an și doi ani. Localnicii din satul Poiana au spus, în schimb, că oamenii lucrau de mai mult timp fără forme legale. Nu sunt veniți de mult, da. Aici trebuia ceva legal, deci a fost. Deci asta s-a întâmplat, că dacă era legal, nu s-a ajunge aici să vină și poliția și toate, deci. Terenul al cui e, ce știți? Terenul este al lor. L-au cumpărat de la oameni sau de la primărie? Nu, l-au cumpărat la un proprietar, deci a fost boier. Și vecinii lasă ce v-au spus, că au semnat ceva sau nu, deocamdată? Nu au semnat nimic, a fost totul pe caiete. Administratorii firmei riscă să primească o pedeapsă cu închisoarea între un an și doi ani.